Un vaccin care ar putea salva milioane de oameni a intrat în faza a treia a testelor clinice. De zeci de ani se lucrează la acest vaccin, care poate ține cancerul la distanță. Vaccinul care ne poate proteja de anumite tipuri de cancer a intrat în faza a treia a testelor clinice. Acesta a fost testat pe sute de pacienți cu forme avansate de melanom în cadrul unor studii clinice de faza a doua. Un vaccin care ar putea salva milioane de oameni a intrat în faza a treia a testelor clinice. De zeci de ani se lucrează la acest vaccin care poate ține cancerul la distanță. Vaccinul care ne poate proteja de anumite tipuri de cancer a intrat în faza a treia a testelor clinice. Studiile pentru acest produs au început cu câteva decenii în urmă. Acesta a fost testat pe sute de pacienți cu forme avansate de melanom în cadrul unor studii clinice de faza a doua. Cele mai recente date prezentate în cadrul unei conferințe academice au arătat că aproape 95% dintre persoanele cărora li s-a administrat doar vaccinul erau încă în viață la 3 ani de la începerea tratamentului, iar 64 dintre aceștia nu mai erau bolnave. Cele mai frecvente efecte secundare au fost înroșirea sau durerea locului injecției, febra și oboseala după injecție, similar cu alte vaccinuri care stimulează un răspuns imunitar. Faza a treia va dura aproximativ 3 ani și va include 500 de persoane. Aceasta este planificată să înceapă în acest an. Costurile sunt de aproximativ 100 de milioane de dolari, relatează Antena 3.ro.